Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul cu ordine de zi. După cum ați fost convocați, informați, avem de ordine de 6 proiecte, plus o suplimentare de 2, o suplimentare... Două rapoarte și încă două proiecte. Plus o suplimentare de 2 proiecte, după ordinea de zi. Iar în urma discuțiilor avute cu dumneavoastră și a propunerilor dumneavoastră, e posibil să mai avem o suplimentare, bugetul, dar pentru asta vreau să, asta să o punem separat spre aprobare, spre vot. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea bugetului pe ordinea de zi sau nu? Da. Cine este pentru ordinea de zi, așa cum a fost înscris în convocator, supunem la vot odată, supunem la vot cele 2 suplimentări separat și a 3-a suplimentare bugetul, o supunem separat. Cred că așa e corect. Cum este asta? Stai un pic. Și cine e de acord pentru ordinea de zi așa cum este, nu mai poți vota și a 2-a oară, nu pentru suplimentare. Da, și pentru suplimentare. Pe fiecare suplimentare, adică ați vrea să introducem bugetul în cele 2 proiecte suplimentare? Exact de urgin. Pe lege este corect, bugetul trebuie să stea 30 de zile în dezbatere publică, nu? Dar întrebați și de asta cum au procedat. Dar avem dovadă că adresele la Ministerul Finanțelor s-au comunicat. Bine, nu zice nimeni să stea 30 de zile în dezbatere publică, dar de ce azi vine, da? Sâmbătă, duminică, mai vede cineva că de când. Și faci, mă, dezbatere. Dar sunt dezacordat, dar poate intra în discuție. Să faci discuție, poate spui lege, e legal sau nu. Poate intra în discuție cu cineva. Nu. O clipă, așteptați că era următoarea explicație. Dacă s-ar aproba separat, da, suplimentarea bugetului, cu o pauză indicată de dumneavoastră. De o oră, două, trei, cât vreați dumneavoastră. Ca să dați avizele pe comisie. Să puteți da avizele pe comisie. Dar nu sunt amânare sau de ce termină? Pe trei, dacă vreți pe trei, e extraordinară. Bugetul de preferat ar fi pe o ședință ordinară. Rămâne pe 3, ce se mai zice, ce nu-i... Da, deci, cum vreți. Da. Nu mai punem în discuții bugetul, da? Astea sunt pregătite, că au fost, sunt două variante, altele nu există. Ori astăzi, ori luni. Avem deja pregătite convocări. Adică toți cei prezenți sunteți convocați oficial, luni la ora 15:30. Oficial de semnează convocări. Semnează convocări, rămâne ca domnul. Să facă domnul primar verbal. La cunoștință, nu e problemă în ședință. Lăsați-l pe domnul mai bine. La sfârșit ședință veți primi fiecare convocări, în afară de domnul Oprea. Bun, atunci cine este pentru proiectul ordin de zi cu cele 2 suplimentări precizate de domnul primar, inițial? Unanimitate? Da, abține? Una. Domnul Teanu și domnul Gavrilă. Domnul președinte, Sărbu Neculai, vă rog să preluați activitatea. Dacă îmi dați voie, avem un invitat, m-a rugat să dăm cuvântul la sfârșitul ședinței. Dacă îmi dați voie să luăm la începutul ședinței, adică ca să ne spuneți ce vorba. Da, domnul... Ca să nu stea aici cu noi, să pierdă timpul, e același lucru. Dacă îmi dați voie. Domnul Ganea Bogdan a fost și la comisie. N-am reușit să rămânim în totalitate punctul dânsului de vedere, dar suntem pe aproape. Comportă o discuție mai amplă, și cu cadrele didactice care trebuie să implice sau sunt similare activități, se ocupă de activități similare cu ale dânsului. Dacă are acum ceva să vă spună, să spună la Consiliul 3, cu mare plăcere. Este puțin, bună ziua, Bogdan Ganea sunt, vicepreședinte la Asociația CEST. De un an de zile facem activități în Comuna Trâns cu tinerii de aici.
Vă rog să mă scuzați dacă o să citesc puțin. Ce ne-am dedicat formării tinerilor în organizarea de acțiuni ce stimulează implicarea în comunitate, în activități sportive, în activități creative de socializare și de implicare în comunitate și de creșterea încrederii în sine. Printre acestea vreau să-i număr că de anul trecut am făcut de două ecologizări în comună. Am făcut o vânătoare de comori cu 70 din copiii și i-am dus la un atelier de cățărare în Hilele Rășnoavei, am fost la în tabere de caiace în Bacău și în Siriu. Ultima tabără a fost tabăra de schi, ca premiu pentru tot ce s-a întâmplat anul trecut. Cel mai mare eveniment și proiect al nostru de anul trecut în comună a fost un campionat de mini-fot. Ce s-a ținut pe terenul de fotbal de la Bidar, unde se țineam și înainte. În anul 2017 am vrea și mai mult să ne implicăm. Și pentru aceasta avem nevoie de un sediu și de un loc în care să ne desfășurăm activitățile. Pentru aceasta am venit în fața Consiliului să cerem sprijinirea pentru a ne desfășura în condiții optime avem nevoie de un spațiu utilat corespunzător. Noi ne-am gândit la două săli de la școala din Blidar. Eu stau în Blidar, știu cum este acolo. Și pentru aceasta am dorit să ne permite să folosim cu titlul gratuit ca sediu și ca spațiu pentru activitățile extracurriculare, extrașcolare, aceste două săli de clasă și, dacă binevoiți, să ne susțineți și cheltuielile administrative în perioada în care noi ne vom desfășura acele activități cu tinerii din comună. Acesta este un punct pe care aș vrea să răspundeți cumva. Deci, un punct. Mai am un punct care punctul 2 și îl voi este legat de proiectul acesta, proiectul de anul acesta a campionatului de mini-fotbal, aflat la a doua ediție și se pare că încă mai vom mai discuta cu domnul Sărbu pe aceste teme. Ideea e următoarea. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord ca în comună care să se desfășoare anual un campionat de fotbal. De mini-fotbal, de fapt, pentru tinerii din toată regiunea Bacăului. Ne-am dorit noi. Dacă sunteți de acord. Și doi, dacă ați fi de acord să susțineți o parte din cheltuielile de organizare. Asta ar fi fost punctul 2, dar, cum spuneam, încă trebuie să mai discutăm detalii și cu domnul Sărbu și cu domnul primar. Deci, două puncte. Două cerințe de adâncilor pe care eu n-am vrut să le iau singur, am ținut ca să vin să vă prezinte dumneavoastră. Partea legală cu sălile de clasă, o să ne explice doamna secretară dacă este ok, dacă putem schimba destinația sau pentru alte activități, decât cele școlare. În principiu, cum știm, fiecare sălile de clasă nu le mai folosește nimeni, deci nu-i nimeni, dar partea legală, să vedem dacă putem face așa ceva. Dar partea a doua, știți prea bine, discutăm vis-a-vis de buget, cum ne discutăm și cât de greu stăm cu, cât de greu. Vrem să facem multe și văd și susținere financiară. Și punctul 2, părinții, tu sub puncte. Da. Nu pe tot proiect, sunt conștient de aceasta. Deci, cu punctul ei mai vin și ei cu anumite materiale ca să facă aceste activități. Dar trebuie, ca să le implice să facă așa ceva, trebuie să susțină financiar. Trebuie să ai buget. Ce înseamnă asta? Bugetul final ajunge undeva la 15.000.
Practic, domnul Oas, sunteți o incendiu. Da, suntem o incendiu. Păi nu vin singur. Dar păi și mie, intervenție. Eu am o propunere, domnule primar, dar asta presupune dezlegare de la inspectoratul școlar. Întrucât în Comuna Crâșnu există un club al copiilor, fostele case ale pionerilor, care s-au transformat în club al copiilor. Școala, cu sprijinul primăriei, se facă demersul la inspectoratul școlar, să o obțină ca școala de la Lidar, sau oricare școală care nu mai este funcțională, din lipsa copiilor, nu că nu îndeplinește condițiile de studii, să se transforme în club al copiilor, în care se desfășoare activități extracurriculare. Dumnealui mi-a promis că nu aduce atingere programei școlare, copiii sunt în afara programului școlar, în timpul liber, și toți care vor fi sub activitatea dânsului vor primi acceptul de la părinți. Fără acceptul părinților, nici nu poate să... Toți. Și atunci, dacă este un club școlar, să mai găsesc portițe pentru anumite finanțări. Dar ca să extrapolăm la nivel, să facem competiție de amploare cu invitați, unde vin ăia, cine îi primește, cine le dă mâncare, cine îi cazează, ei cine... Ei sunt un ONG. Dar știu. Păi bine, atunci renunță la statutul de ONG și se subordonează... Domnul președinte, nu vrea să fac o intervenție. Domnul președinte. Eu sunt. Da, v-am două ori fac o intervenție, dar... Am crezut că e vorba dintre primar, domnule. Da. Dacă îmi dați cuvânt. Vă rog, cum să nu. Adică suntem... Și așa suntem extraședință. Ba, nu suntem oficial. Ce vin și punctul divers. Da, diverse, da. Vreau chiar înainte o treabă, sunt Ramona, că știam speța. Deci noi putem scoate școli cu avizul inspectoratului, dar mă gândeam să... Ministerul. Mă gândeam acolo o soluție. Dacă tot îl scoatem toți, găsim o soluție la grădiniță, să luăm școala în act și administrativ, școala este proprietară, este primăria Căiți, Consiliul Local. Noi suntem proprietari, dar folosim ția noștri. De asta trebuie aprobat. Să luăm toată, să facem un centru cultural, mai sunt și la noi niște asociații care le avem la nivel de comună, care acolo se face ceva, să desfășoare activitatea toate, să dăm o folosință și așa, păcat, de atâta investiții centrale, geamă, termopan, toalete, ce sunt și o școală închisă și nimeni nu e de viitor. Nu știu cât mai are grădinița acolo, nu? Este grădiniță. Da, știu, dar nu știu... Ne puteam gândi la Popen, să facem centralizat Popen, pe dar o grădiniță, fiind mașinile de transport. Da, așa e ca o soluție, că dacă facem centru, să facem acolo două, trei ONG-uri, nu-i problemă. Fiind și grădinița, se mai intercalează. Copiii mici, s-ar putea să nu primim aprobare de la minister, legându-se de asta, că este trecut în programa școlară, ca spațiu de desfășoară grădinița activitate. S-ar putea să nu fie de acord să funcționeze mai multe gen de activități. Asta s-ar putea să fie un punct de vedere al lor. Eu mi-am dat o părere. Vis-a-vis de, chiar dacă e ONG, de campionatul de mini-fotbal, și la nivelul universității comunii, există un club sportiv autorizat, tot și calitate de ONG, în care Consiliul Local este parte, Comuna Căiți este parte și se pot face activități prin acea asociație care o avem. Cu atât mai mult cât Consiliul Local este parte. Da, cred că pe buget, dacă dați la sintetizat, uitați-vă și dumneavoastră la sport, am putea vorbi de ceva, să se prindă niște bani și la sport și la cultură, să-mi spășim cât de cât la aceste asociații. Nici aia culturală, părerea mea, nu trebuie renunța la ea. Vorbi cu francii să mai anime, să mai fac ceva cu copiii, să mai atragă, dată o sumă minimă cât de cât măcar să acopere cheltuielile de transport și să continuăm niște activități tradiții, pentru că
ușor, ușor se duc. Eu chiar am zis că în ședința de Consiliu o să cer pentru, la rugămintea mai multor tineri, o să cer pentru sport o anumită sumă, sper să fiți de acord, să reînființăm o echipă de fotbal măcar la nivelul Ligii a 5-a. În tradiție nu mai e nimic și sunt mulți tineri care vor și chiar exclusiv pe tineret din comună. 10-15.000 de lei, măcar să putem să le asigurăm partea legală a cheltuielor de arbitraj și crezi să mai... Eu zic că se poate, că dacă ne uităm eu un buget pe... Da, mă rog, mai președinte. Domnul președinte. Eu vreau să vezi... Domnul primar a fost destul de explicit. Este ONG. Noi dacă facem activități cultural-sportive în Comuna Căiuț, facem cu forțele noastre și beneficiem de forțele noastre. Stimulăm forțele noastre locale. Dar cine a zis altceva? Eu nu am nimic împotrivă ca dumnealor și toate ONG-urile care vor dori să desfășoare activități pe teritoriul Comunii Căiuț, să respecte codul civil, contractual, locator, locatar. M-ați înțeles? Și cu asta am terminat. Da, eu m-am înțeles foarte bine. Dumneavoastră, cred că n-ați înțeles ce v-a spus domnul, pentru că dânsul a făcut activități cu forții din Comuna Căiuț, cu copiii din Căiuț. Chiar dacă ONG-ul, a venit ONG-ul de la ONG să facă inițiativă cu copiii din Căiuț, deci cu forțele și oamenii noștri, cu materialul nostru. Copiii pe care îi folosește dânsul în instrucție, în activități sportive de performanță, sunt locuitori ai Comunii Căiuț. Au întâi și întâi activitate de bază, școală. Și noi, față de școală, trebuie să avem mai multă aplicare. E o chestiune cum să spun, mi-ar fi rușine să discutăm acum și să aducem în discuție activitatea profesorilor de sport din Comuna Căiuț. Dar asta este altă chestiune. O lăsăm pentru altă dată. Nu discutați. Prefeziți în partea. Nu suntem obiectivi aici. Eu sunt cetățean la Comunii Căiuț. Nu sunt membru de partid. Permite, da? Da. Domnule, gândit praxeologic, eu îmi spun așa. Zău că nu are importanță dacă un copil din comuna noastră face o activitate sportivă, care înseamnă sănătate, că face o activitate educativă, că este informat într-un anume spațiu care este gol. De foarte mult timp spuneam că e necesar să dăm utilitate acestor spații goale. Mă deranjează faptul că veniți cu bridarul. Dar cel de la Vrânceni, Boiștea, Heltiu, de peste apă, copilul ăla nu trebuie să facă și el o astfel de activitate? A doua chestiune. Deci dacă dăm utilitate unui spațiu la bridar, dar la o școală care este goală de la Heltiu, de la Pradea. Că nu o să vină niciodată ăla de la Pradea la Bidar sau ăla de la Vrânceni tot la Bidar. A doua chestiune. Dumneavoastră veniți în fața noastră acum cu o chestie, cu o rugăminte, da? Dar n-ați venit cu, nu vă supărați, cu toate datele, probleme. Veneați aici sau programul respectiv ce avea să cuprinde. Să ne dăm și noi seama. A zis, bine, domn profesor Sergu, să nu afecteze celălalt program, cel școlar. A doua chestiune, grupul de activități. Vreți să fiți susținut financiar, dar nu veniți cu un deviz estimativ a cheltuielilor pe ce? Pe bucățel. Eu vă propun un lucru, atât nou ne propun pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, gândiți și dați mai multe informații și datele pe care eu le-am enumerat aici, iar noi să avem posibilitatea, nu iară pe repede înainte, și să stabilim astăzi. Deci haideți să amânăm această discuție pentru altă dată. Din punct de vedere al legalității acordării acestor spații, eu nu gândesc că cineva va fi împotriva ocupărilor cu o activitate utilă pentru
locuitorul din comuna Căiuț, copil fiind sau tânăr. Deci haideți, veniți cu cele care eu vi le-am propus și noi, demarași dumneavoastră, din punct de vedere al legalității, să dăm utilitate spațiilor respective. Dar așa, colegii de înainte... Spun să-i dăm domnului șansa până în urmă. Trebuie cu o notă de fundament. Păi, asta am zis eu. Ce ați vrea să facă și cum vrea să fie și atunci putem discuta. Deci o activitate. Îmi permiteți? Am ales școala din Blidar pentru că eu stau în Blidar. Păi, dar nu, dar e corect. Însă, activități nu facem doar acolo. Și de fiecare dată când am plecat cu copiii, le-am asigurat noi transportul. Ne-am dus cu mașinile personale și deci dacă ar fi asta problema, să fie. Ascultați-mă, acum intervin, mă scuzați. Dar noi când punem în discuție acordarea acestor spații pentru activitățile propuse dumneavoastră, haideți să propunem pentru toate spațiile goale. Sunt de acord. Din dar la Iescu putem face cu totul altceva. Păi dacă te la noi, da, da. A venit ideea. Facem un sediu la altceva, dar Iescu dacă e bună. Asta înseamnă copiii din Hiltiu, Băiești, Vrâncen, nu pot să vină să participe la activități care ONG-ul sediu la Vrâncen, la Pralea sau în mijlocul comunii. ONG-ul își desfășoară activitatea pe comună. Pe toată comună. Am reținut, mulțumim frumos, am spus că dezvoltăm subiectul acesta, nu în cazul Consiliului, ci dacă până luni la discutarea bugetului veniți și cu devizul acela explicit, îl luăm în considerare și o să vă anunțăm. Al doilea punct, vă rog frumos, mulțumesc. În data de 22 decembrie am depus o scrisoare de intenție exact cu proiectul despre jazzball, despre campionatul de mini-fotbal și este atașat și detaliat, nu, nu este detaliat, dar voi veni, este atașat și bugetul evenimentului. Aici puteți să vorbiți în particular de o părere cu domnul viceprimar și eu l-ajut. Promit că l-ajut. Mai poate să achizi sponsorizat aici, colul la un campionat de mini-fotbal. Au încercat, dar nu știu cât au putut să vă spun ce vizionare, da? Nu chiar și noi, dar nu nu am avut nicio sponsorizare de pe raza comunei Căiuți. Am avut de la prietenii noștri din București, din Bacău, dar niciun magazin la care am fost nu a avut sponsor. Nu vă cunoaște lumea, trebuie pe să mine mă cunoaște persuasiv. Pe mine mă cunoaște. Trebuie să fiți și dumneavoastră întâi să vă ieșați calitățile și performanțele. Și după aia știți că pofta vine mâncând. Dacă mai de aceea am făcut dacă care am fost prima 16 ani, am cunoscut? Nicio. L-ați cunoscut? Nu. Și de ce n-ai dat acum 2 milioane de lei? Lei? 2 milioane? Nu, 20 de lei. Noi de asta am venit abia după un an, să vă arătăm că am făcut și n-am cerut bine. Absolut nimic. Da. Veniți în dimineață la 9, înainte de ședința de Consiliu, cu proiectul acela. Da, intrăm în ordinea de zi, domnul Matei Ardea. Vă mulțumesc. Domnilor, am primit rapoartele de avizare de la comisie. Comisia de Cultură avizează favorabil toate punctele din ordinea de zi. Comisia Juridică, de asemenea. Există un amendament din partea Comisiei Economice pe care să ne-l explice domnul președinte. La proiect, totul respectiv. La punctul respectiv. Bine, așa. Dăm citire ordine de zi. La primul punct din ordinea de zi este vorba despre... Iar acum am unis. Nu mai am. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitude pentru o suprafață de 400 metri pătrați din domeniul privat al comunei Căiuți în favoarea SC Riesling, cum nu știu cum se zice, asta e denumire de vin, nu? Riesling, nu? Așa, Solution SRL în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a fermei piscicole. Supuneți la vot. Nu, no, avem o întrebare. Pe ce termen se dă? Conform contractului pe care l-a recuperat.
Și de la cât nu face tot un traseu de curent și de trebuie acum asta. Și subteran traseu de curent. Ca să știm, o lună, două, trei, nouă. Dacă acolo ai concesiuni mari 42 de ani, ai pe toată durata investiției, curentul rămâne acolo. Indiferent, pleacă aia peste 50 de ani când ne joacă în țamba. Mai sunt... Da, mulțumesc. Spune-mi la voi, cine este pentru punctul pentru aprobarea proiectului? Cine este împotrivă? Și cine se abține? Se abțin domnul Mărbuț. Și domnul Orheanu se abține. Și domnul Matei Laurențiu. Nu? Nu, eu sunt pentru. Și două abține, da? Da. Domnul Mărbuț și domnul Orheanu. 12 pentru, votul pentru și 12... Două abține, și două abține. Deci cu două, trei ne-a trecut, da? Sigur că da. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului. Cine la punctul numărul 2. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui noi contract cu Direcția Silvică Bacău? Cine este împotrivă? Nu, eu mă abțin. Cine se abține? Ce putine azi, mă? 13 votul. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni. Cine este pentru... Am, aici este amendamentul la Comisia Economică. Ah, da, uite că asta este. Dacă nu l-am în față, nu știam dacă... Nu... Aveți amendamentul și dacă vreți să discutați... Se găsa de la voi, ce să... Bă? Da, da, la mine. Deci e vorba la punctul 9, nu? La... Da, eu am citit amendament la punctul numărul 9. La compartimentul agricol. Da, la registrul agricol. La registrul agricol. Da. Cum? Se pune la vot în forma... Cu amendament, da? Cu amendament. Cu care mi-a fost prezentat. Deci, supunem la vot, în forma în care a fost prezentat statul și forma de amendament. Deci, sunt două forme. E forma cu amendament și forma cu amendament. La amendament se spune, dacă îmi dați voi să vă amendamentul. Dacă vă dau voi, dați voi. La consilier gradul 2 la compartimentul agricol, este o funcție contractuală, studii superioare, dorim să o transformăm în funcție publică. Pentru că și prima funcție este tot funcție publică. Publică, da. Atunci să apiam în două funcții publice. Da, o să nu ies pe ce doamna jurist. Doamna pe scurt, spuneți la acest amendament, este opțiunea dumneavoastră. Eu doar vreau să zic, orice transformare a unei funcții contractuale în funcție publică e cu avizul obligatoriu al ANFP. Și mai mult de atât, trebuie să vină din partea domnului primar. Potrivit articolului 36, alineatul 3, litera B. Deci 4 legi nu este legal, nu sunt de plăcut cu legal. Dar ce considerați dumneavoastră? Eu am opțiunea mea la contrasemnarea hotărârii. Dar cum să fie, nu că nu e legal. Este legal, dar trebuie ca domnul primar. Să se important dacă domnul primar să facă sau nu. Dar nu puteți obliga, este atribuția domnului primar. Este atribuția deci nouă ne-a fost înaintat acesta de funcțiuni, bănuiesc că este emanația primarului Comunei Căiuți. Primarul este cel care folosește personalul de specialitate. Dacă dânsul a considerat că așa este corect statul de funcțiuni, așa l-am și primit și îl supunem la vot. Cine este? Adică că într-un stat de funcție nu poate să apară și greșeli și eu ca consilier să nu le văd. Vă scuzați, vă rog frumos, considerați din partea... Dar considerau că mi-am organizat o telegramă din... Deci nu este nicio greșeală. Păi dar de ce n-a spus asta oameni buni? Că e refuzul primarului să-ți fac toți pasa lucrurile chestii, o cerere a unui salariat care au spus-o și... N-am vrut nicio cerere. N-am vrut cu dumneavoastră, v-au zis. Domnul, haideți, domnule, că facem aici așa... Asta facem, domnule, dar ce vreți să spun? Problema este... Sau cum? Dar de ce n-ați... Dreptul meu la vorbă și lăsați-mă să vorbesc. Da. Ce facem aici? Adică ce facem aici? Ghiveți? Este un lucru care se poate rezolva, dacă se vrea bine, nu, nu. Dar nu înseamnă că... Că nu se poate. Poate. Păi, despre asta vorbim. Dar cu alte cuvinte, am înțeles că este atributul domnului primar. Chiar dacă noi votăm, domnul primar nu-i hotărăște.
Domnilor, hai să fim, domnul primar, primarul ține, nu la nimic. La inițiativa primarului, propune, da. Asta este. Noi am venit cu o propunere cu un amendament. Iar propunerea mea forma care ați primit-o. Domnul Dumnezeu, am venit cu amendamentul. Nu eu, Comisia Economică. Comisia Economică. Am înțeles, dar doamna secretar ne-a spus altceva. Dumneavoastră puteți să votați cum considerați. Este dreptul dumneavoastră. Eu o să am opțiunea mea într-un raport separat. Adică nu pot contrasemna hotărâri așa cum... De ce nu puteți? Nu am spus motivele, că nu este legal. Păi și atunci... Propunerea, orice propunere, nu asta, orice propunere asupra statului de funcții trebuie să vină din partea domnului primar. Orice propunere. În condițiile legii, dumneavoastră o analizați și o aprobați chiar trebuitul Consiliului Local. Dar în condițiile legii, forma ei, adică studiați legea 188/1999, HG 611/2008, și în condițiile legii, dacă dânsul propune, știu eu, să mă facă pe mine n-ar funcționa public, nu o să poată. Că în condițiile legii, dumneavoastră nu votați, că nu permite legea. Dar e bine că ați lămurit-o astăzi, după un an de zile, că nu se poate că... Păi știam, și v-am zis dumneavoastră când era să o fac și nu s-a făcut, n-are importanță. Deci e bine de știut că domnul primar nu este de acord cu această... Ce să fie? Cu dumneavoastră ați propus. Păi am propus și dumneavoastră l-ați făcut de mersul. Eu nu știți dumneavoastră cum îmi organizez eu treaba. Nu știți că sunt de acord sau nu sunt de acord. Eu am venit cu propunerea cum au fost până acum, așa am preluat-o și așa, la momentul ăsta, așa merge bine treaba la primărie. Așa am considerat-o. Fără alte modificări. Domnul președinte, mă rog. În anul 2016 a fost aprobat organigramă care avea la bază viza NFP. Pentru că au fost oarece modificări. Anul ăsta nu mai este necesară vizul NFP pentru că nu avem nicio modificare asupra funcției publice care să necesită viza NFP. Dacă se aprobă... Nu, dar n-am zis că vă trebuie. Am zis asta când a fost. Mi-a spus dumneavoastră de când v-am zis, atunci s-au scos avizile pentru funcția asta. Nu că nu a fost, dar e bine de știut că... Iar chestia, haideți că acum, că se vrea, nu se vrea. Niște ambiții pe care nu știu de unde vin și cine vrea să le facă. Eu cum i-am preluat, așa țin funcții. Dar la care le-ați preluat, ce am schimbat? Domnul primar, dacă eu vă votez, eu vă propun să vă cumpărăm elicopter și nu să vă trebuie bicicletă. Ce faceți în cazul ăsta? Folosesc între ei. S-ar putea să cumpere elicopter, că așa vreți dumneavoastră, pentru că în atribuția asta o aveți. Dar asta așteptăm propunerea domnului primar. Pe partea de... Nu știu, deci... E clar, trebuie să așteptăm propunerea domnului primar. Poftiți? Nu. Prima dată se supun la vot amendamente, dacă se aprobă amendamente, ulterior se aprobă și proiectul de hotărâre cu amendamente. Asta e procedura. Trebuie să fie favorabil la comisie să comentăm. Trebuie să-l supuneți la vot. Sunteți obligați. Și ca o concluzie, dacă noi aprobăm amendamentul așa, să înțelegem că am aprobat cu încălcarea legii. Adică, contravine legii. Dumneavoastră, tot prin legea 215, prin președintele de ședință ales, puteți adopta o hotărâre, iar eu, în calitate de secretar, să fac un raport separat cu privire la legalitatea hotărârii sau ilegalitatea ei. Se printează separat. Și raportul o să scrie în el că nu este, că nu este legal. Din cauza suspendării. Din cauza că nu ați spus. Dar pune articolul de lege acolo. Ilegalitatea decurge din faptul că nu ați nu doriți... Nu e vorba de ilegalitate. Nu este vorba de funcție, care este de interior. Da, este o ambiție a cuiva din interior de a nu se aproba mare prânz un post. La ei li se pune pe tavă care cu lugul și restul, nu, mare prânz un post de asta, dacă era funcționar public, cu ce vă deranja? Sunt ambiții personale din primărie, asta recunoaște și asta e adevărul, chiar dacă vă deranjează. Și să știți că vă poate dărâma și altcineva dacă o gândiți. Nu mai spuneți că nu vă poate dărâma nimeni. Și stați puțin, dar ce luați, puneți bunul în gură. Nu vă puneți în gură, vă rog să vă limitați la subiect. Deci la subiect e cuvincios. Problema este
Atâta am parcă mare cinică. Mai rog. Da, contează de cinică. Dar de ce n-ați făcut dumneavoastră că fost în, poate ați încadrat dumneavoastră? Cine ați încadrat un funcționar public? N-am putut. Bănuiesc că din același motiv nu se poate cum, nu? Da, corect, din același motiv. Eu nu vă pun pumnul în gură, dar haideți să... Acum exerciții de face. Nu mai tot spune că ilegal, ilegal. Nu e ilegal, nu face nimic, nimic. Totuși suntem președinți de coadă. Da, vine doamna secretar ce direct a spus. Deci aș pune punctul de vedere că proiectul de hotărâre se face la inițiativa primarului, că este normal, și dacă dânsul propunea, trebuie să scrie și în lege. Știa, propunea să facă încadrarea aia și atât. Noi am venit cu un amendament la care domnul primar putea să scrie, da, domnule, omul, că suntem și domnul, omul, să punem la vot. Am făcut o ilegalitate, de asta m-am iritat. Hotărârea cu amendamentul de la... Cine este pentru amendament? Domnul Roșcan, vă rog, votați, da? Votați, domnule. Da. Putea să știți ce trebuie să vă abțineți, că soția dumneavoastră. Era amendament. Era cu privire la soția. Ați numărat? Era la un post. Supunem la vot cine este de acord cu votarea 3 cu amendamentul menționat în aviz. Deci, mă scuzați, proiectul de hotărâre cu amendament, ați spus? Da. Nu, de asta a aprobat amendamentul? Supuneți la vot amendamentul? Amendamentul, da. Și apoi, dacă se votează amendamentul, vot pentru, atunci proiectul se supune cu tot cu amendamentul. Revați, vă rog, procedura de vot pe amendamentul. Stați să mă duc și eu acum să văd aici, că deci amendamentul de la punctul numărul 9. Cum sunt? Păi, dar eu nu pot să citesc mai departe, că nu înțeleg de la punctul 9 ce... pe certe, nu știu ce scrie aici, domnul... Deci înlocuirea funcției contractuală cu funcție publică. Funcție contractuală cu funcție publică. La consilier gradul 2, studii superioare. Da. Deci supunem la vot amendamentul de la punctul numărul 9, prin transformarea funcției contractuale în funcție publică. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
pentru că aveam... Abține cineva? Voturi pentru. Oricum se întreabă cine este votul 5. Da, cine este votul? Haideți, mă rog, să consemnăm cine este votul. Începem să devin mecanic de acum. Cine este votul? Imediat. Așteptăm 5 voturi pentru. Spuneți, împotrivă. Vă rog. Cine este împotrivă? Domnul Gavrilă. Împotrivă, sigur. Da. Domnul Gavrilă. Nu, nu ne abținem. Nu abținem. Trei abținem. Cine se abține? Încă o dată, unu, doi, al treilea care este? Domnul Roșcar. Da. A, se abține. Sau cum considerați dumneavoastră? Nu mă abțin, mă abțin. Dar de ce n-are voie să votezi domnul Roșcar? Pentru că măsura dispusă de dumneavoastră vizează pe soția dânsului. Dar aici nu scrie, Roșcan sau nu știu ce. Nu, dar este prin interpretarea textului, dar e conflict de interes. Este conflict de interes. Da? Cel la rude de gradul 2, iar soția rude de gradul 1. Este conflict. Ah, deci dânsul. Supuneți la mai departe. Deci amendamentul aplicat. Da. Și supunem la vot hotărârea numărul 3 care aprobă aprobarea organigramei. Cine este, așa cum a fost prezentată de administrație, da? Cine este pentru? Nu, dar poate la ce-am de întrebări. Hai, domnule, da. Întreabă, domnule, până e... Dă un pol de treabă, domnule.
Nu-i frumos, Dumnezeu, pe cuvânt, a fost... Vă rog frumos, haide, spune dacă aveți întrebări. N-are domnul nicio întrebare, vorbi și eu. Dacă vreți să văd, nu are nicio treabă. O să rog bibliotecarea să facă o brigadă artistică aici, ca să vă includem la brigada. La vă grăbiți. La umoristica primării. Chiar crede, suntem la circ sau ce? Chiar suntem de râs să pun... Bă, noi suntem așa de bune actori, dar nu de bine? Haideți să trecem la subiect, fără să mai... Deci supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a stat de funcțiune, așa cum a fost prezentată de administrația primăriei. Cine este pentru? 5. Cine este împotrivă? N-am reușit să numărăm. Cine este pentru? 5, 6, 7, 8, care s-au obținut? Punem deci abține și votează, pe ori, nu? Așa nu vreau să vă puteți schimba opțiunea, că a fost pe amendament. Aia a fost opțiune pe amendament. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, doamna, dumneavoastră consemnată. A fost opt votul pentru. Mergem mai departe. Haideți să consemnăm cine s-a ținut la proiectul. Să iasă și procesul de balcon. Da. Domnul Durlan, domnul Chianu, domnul Ciubotaru. Da. Și eu. Și roșu. Da. Iese? Ce-și trebuie să spuneți? Păi nu iese. Nu iese. Păi n-are cum. De ce n-are cum? Pentru a vota adică șapte. Da. Haideți să mai spun o oră. Păi da. Că nu, deci nu s-a terminat procedura pentru că nu ies cu primul. Nu ies cu primul. Ce bine cum iasă. Domnul președinte, vă rog. Ce să... Toată lumea să mențină mâna ridicată până consemnăm. Bună, domnul. Avem 40 de ieri. Mâine primăvară, stare, somnolență. Deci... Încep din nou cu cine este pentru corect. Proiectul așa cum a fost prezentat. Exact. Cine este pentru? Vă rog, stați cu mâna 3, două minute 5, sus. 5, 6, 7, 8. Nu. 8. 8, 2. Încă o dată. Ați numărat cumva? Văd că trageți de vot. Da? Când au să ai de vot. 5, 6, 7, 8. 8. 8. 5, 6, 7, 8. Cine este împotrivă? Cine se abține? Stați două minute cu mâna sus. Cam mult. 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 14. Exact. Domnul Durlan, domnul Rihianu, domnul Roșcan, domnul Ciubotaru, domnul Marcuț și domnul Prodi. Corect? Raportul ăsta de stare economică, socială și de mediu se prezintă de către... sau se aprobă? Așa, ce se știe cineva? S-a prezentat. S-a prezentat. S-a prezentat dumneavoastră. Îl supunem la vot? Nu. Mergem mai departe și atunci punem raport de activitate a viceprimarului Comunei Căiuț pentru anul 2016, care de asemenea s-a luat cunoștință. Amin. Cine are de discutat în legătură cu aceste două rapoarte ale primăriei Căiuț. Eu, dacă îmi dați voi... Vă rog, domnul... Atât ar răspund, domnul Vici, să-și expună mai bine. Că trebuie că a cu mai mult decât scrie acolo. E mai mult acolo. Ai scris 6 puncte. Dar te-ai văzut? Da, de da.
ai făcut mult mai mult. Nu, ceva general, da? Cum o spun la mine? Știu fel. Donația. Da. Mai e cineva care dorește să discute despre activitatea domnului viceprimar? Nu. Nu. Tehnică, după raport, permiță, nu apreciere, decât o constatare. Consider că raportul domnului viceprimar este un exces de modestie. Mă aud și eu vorbesc blânde pe aici. Aceea nu e o problemă. Asta înseamnă dacă discutăm, nu înseamnă că vorbim rău sau suntem duri. Da, domnul Dumnezeu. Orice discuție mai dură duce la locuri buni. Fără ton ridicat. Am fără ton ridicat. Fiecare are timpul verbal mai sus sau mai jos. Mai moderat, e mai... Vă mulțumesc foarte mult pentru că nu pot să zic. Domnul... Nu știu dacă e ceva la aici, pentru că... Domnul primar și domnul viceprimar. Mă asociez părerea lui domnul Ochianu și a lui domnul... Pentru că, într-adevăr, s-au făcut lucruri frumoase. Asta nu înseamnă că trebuie să tragem pe dreapta. Continuăm, pentru că sunt multe lucruri de făcut. În primul rând și în primul rând, vă rog frumos și insist, distribuiți băncile din spatele. A venit sezonul cald, la școală copiii, la școala Căiuț copiii așteaptă microbuzul în picioare. Vă rog să distribuiți 12 bănci la școala Căiuț, aliniate pe lângă gardul cu vecinătatea, nu știu cum se numește, unde să stea copiii să aștepte în condiții civilizate. Și același lucru să faceți și la școala Pralea. Poate nu, 12, dar vreo 6, 7, 8. Și alte propuneri mai departe. Și dacă mai rămân bănci, înainte de a distribui către populație, pe sate, dați și la bisericile din Comuna Căiuț. Spre exemplu, la Comuna Căiuț, la biserica din Comuna Căiuț, mai trebuie vreo 6 bănci pe aleea care duce spre de la Clopotniță spre și pe o parte și pe alta. Că să stă în picioare acolo. O să trebuiască băgătă. Haideți vorbim la diversia asta. Domnul viceprimar, astăzi la diversia. Este în ordine a discuții, vorbim la diversia. Că acum aveți în program. Nu, dar e... Și e ultima asta, nu? Nu mai avem, vedeți că aveți cu donația imobiliară și cu domnul Grafa de Gunoi. Penultima. Păi cum vreți. Următorul proiect de hotărâre este o donație pe care o face familia Basarab. Cine este de acord cu acest proiect? Dacă îmi dați voi să vă spun. V-ați luat cum? Să-i atunci. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Bazinul de la Vidar, de sus. Cine este de la Vidar? Bazinul de la Popen, care e făcut pentru apă și nu este cu proprietatea lui domnul Basarab. Am avut discuții cu el, cu sora și cu tatele. Lui sunt de acord să ne facă donația la primărie, cu titlul gratuit, ca să putem să intrăm cu proiectul pe finanțare pe fonduri europene. Atâta timp cât bazinul de apă este în proprietate privată, nu o să obținem niciodată un fond european. Suntem la capitolul. Acum avem încă două probleme de genul ăsta, care o să vină, cred că, probabil la următoarea incidență. Când s-a făcut bazinul, nu s-a știut să faci pe proprietate privată? Dar s-a lăsat așa. De asta am întârziat un pic la comisie, am fost cu tocometristul, am măsurat toate discuțiile unde erau. Și la Popeni. Și la Popeni, celălalt bazin, același lucru. Deci au fost făcute și lăsate în proprietatea oamenilor. Terenul nu este a nostru. Nu, dar cine a construit? Primăria. Primăria. Eu n-am știut că construiești pe proprietatea privată. Așa merge atunci. Au fost pe terenul primăriei, că nu-ți vedea nimeni. Tot nu se vede terenul primăriei. Nu, greșiți. Este în domeniul public. Terenul respectiv este în domeniul public, dar acum nu se poate cadastra. Când se merge la cartea fiscală, e un scaun. Deci nu mai vorbim. Este pe titlul Basarab. Tot ce înseamnă investiții care au fost făcute, un metru de conductă să ajungă, ce nu putea să treacă pe teren privat, că nu era eligibil. Da.
Da? Deci s-a trecut. Povestiți, domnul proiect, dumneavoastră. Povestiți, domnul proiect. Povestiți, ce să-i povestesc? Păi, în cazul ăsta, dacă e domnul mare, tragem hotărârea sau o amă? Nu, nu, nu. Păi, ce ați mai pus aici așa? De ce-ți bolnav? Eu? Băi, nici nu erați acolo când se făcea canalizarea și tot vorbiți să vă aflați întreabă toți. Da. Deci punem la vot. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre privind donația pe care o face familia Basarab primăriei? La mulți înainte donatorilor. La mulți înainte donatorilor. Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă rog frumos, domnule primar, gestul mi se pare oneros din partea familiei Basarab. Formulați o scrisoare de mulțumire familiei, măcar așa, s-o pună și ei în ram acolo, că s-au văzut, nu depozedați, știrbiți de 600 de metri pătrați în proprietate, în folosul comunității. Da? Nu este de... Este un lucru mare, să știți. Nu fie mare. Ce face acest dar investiția nu era lor. Investiția primării, în materienul acum. Nu, rezervorul ăla. Rezervorul ăla. Pe sat, asat de și o altă hotărâre, ultima, spuneți că este mandatarea domnului primar să semneze actul adițional pentru începerea lucrărilor robă din noi a comunității. Cine este pentru în forma în care s-a prezentat? Cine se abține? Cine este împotrivă? Dacă îmi dați, voi vă informez un pic vis-a-vis din proapa de gunoi. Proapa la de gunoi. Deci, eu registrat acest act adițional din cauza întârzierilor care au fost. Pe 31 mai, acest program se închide. Noi abia săptămâna asta am reușit să obținem autorizația de construire. Și cei de la Ministerul Mediului au închis deja conturile pentru virările de bani de la cofinanțare. În condițiile astea trebuie să facem un act adițional, iar virările de 5% cofinanțarea pe care o avem noi la acest proiect, sugrăm direct executăm. Nu mai trece prin conturile. E aceeași sumă, 5% de ramă ei și dădeau ei executanții, acum ei sunt pe ultima sută. Dacă nu reușeam până săptămâna asta marți să obțin, nu mai vedeam niciun fel de investiții. Am fost pe ultima, pe ultima sută. Și deja am demarat foarte bine. Luni, la ora 12, vin cei de la Ministerul Mediului să vedem amplasament. Și să apucă de lucrare. Deci, suntem, cum să vă spun, din 22 de comune, 21 le-au făcut, 23 și 22 le-au făcut. Și deja nu la mai au renunțat. Dacă n-au văzut că am venit cu o autorizație de construcție, bă, dar ce? Da, ne-au înțeles, am făcut ce am făcut și o să meargă investiția în continuare, până la sfârșitul mai trebuie să fie gata. Deci începem treburile, că treaba în Comuna Căiescu, cele puturoase, să scăpăm de ele. Alea puturoase poate sunt mai rucoase. Ajungem să ajungem să le facem de cele. Iar ce vreau să vă mai informez, astăzi a fost prima ședință de la GAL, pe anul acesta. Noi, acolo inițial, eram trecuți cu un after school pentru rog, dar era cu finanțarea noastră prea mare, au fost multe discuții. Și pe egal am optat pentru introducerea proiectului cu extindere de rețea de lunări transformator de la satul Praia. Avem alocați 80.000 de euro, iar cu diferența o să venim din bugetul local. Pe data de 24 aprilie, se deschide sesiunea pentru depunerea proiectului. Și suntem în fază foarte bună, înaintată. Deci, sigur, o să ajungem proiectul acolo și sperăm. Șansele sunt 90% să obținem finanțare pentru extinderea de iluminație de satul Praia. Transformatorul și rețeleaua să fie o trei, în jur de 800 miliarde trebuia să se mai primă din bugetul local. La asta când o să la sfârșitul lucrării. Deci astea sunt ultimele vești pe care puteam să le dau. Considerăm că intervențiile acestea sunt la ultimul punct la diverse, da? Lărgim area diverselor. Cine vrea să mai scrie la cuvânt, să vorbească în afara materialelor, vă rog frumos, domnul Oceanu.
numai câteva aspecte. Unu, ați ridicat problema distribuirii băncilor din spatele sediului. O întrebare. Dacă implică plata lor, dacă este făcută anterior sau dacă trebuie să le plătim de acum încolo. Răspuns scurt. Plătite. Sunt plătite, da? Atunci... Zitele, continuați. Atunci am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți ca să facem repartizarea lor și în funcție de propunerile noastre ale consilierilor, pe sate, pe instituții, pe unități și așa mai departe. Rugămintea mea este pentru că să ne axăm pe instituții și pe locuri publice, păi, nu tocmai de asta pe porțile oamenilor și proprietari. Deci numai că... Păi nu, dar continuam cu treaba, dar m-ați întrerupt. Nu e nicio problemă. Deci spuneam la instituții, la unități și așa mai departe. Dacă sunt plătite. Am mai spus cineva la biserica, nu știu care, așa. Mie mi-a fost dat să văd un număr de bănci la cealaltă împărțire într-o o gradă de biserică. Nu sunt eu prea bisericos, dar când m-am dus, le-am văzut. La ora actuală, ele nu sunt instalate nici acolo, nici la o biserică vecină, să zicem că s-au mutat de colo-colo, numărul ăla care l-am văzut eu. Și din această cauză, vă cer ca această repartiție să fie pe baza unor tabele și pe baza de semnături la șeful instituției respective. Ca peste un an, doi, cât are valabilitate banca aia, să o regăsim acolo și nu prin ogrăzile și curțile oamenilor. O a doua problemă. Am avut la ședința precedentă un participant, adică vreo trei au fost, printre care și domnul Tudorache de la Brigar, la care a ridicat problema cu drumul dinspre zona dumneavoastră dată. Am înțeles că domnul vice, dumneavoastră de executiv, ați acționat, ați dus niște balast pe acolo. Ăla are viața lui Aldo Moro, în sensul că o va lua la vară la prima ploaie și la o viitură. Rugămintea mea, pentru că este și rugămintea locuitorilor de acolo, am fost contactat cu una, este ca să demarați acea activitate de... Da. Am demarat, vă pot prezenta o situație de lucrări, un deviz pentru ulița aia, dar deocamdată așteptăm să terminăm cu bugetul și după aia încercăm să dăm și să betonăm. Dar avem documentație făcută. Felicitări pentru această chestiune. Eu am ridicat problema pentru că mi-a fost ridicată. Dar dacă vreți, vă pot și prezenta, mă numele o sol. Nu te probleme. Așa, și o altă întrebare. Lucrările, când vor demara lucrările, continuarea lucrărilor, finalizarea lor, la drumul Teotiu Brâncea. Probabil cât de repede, în discuțiile mele cu noi avem un termen, dar în discuțiile mele cu executantul, asta este mare de fapt în lucrările. Ce depinde de proiect. Probabil noastră, când o să terminăm și noi, o să mai găsim, o să nu trebuiască aia, aia, dacă n-au fost prins în proiect, n-au cum să le execute, să le facă. Oricum, niște puncte cheie unde a fost defecțiuni și unde asta le-am filmat, avem fost încercat. Ar trebui invitat un om de-a lor să-l să din executant sau din proiectant? Din executant. Executantul respecta proiectul Motan. Păi să vină să spună, da, cât da, mai e. Proiectantul. Noi, respectiv dumneavoastră executiv, noi, consilieri care suntem puțin acolo în zona, să vină să dea niște explicații, nu știu ce fază. Dar lucrurile să iasă bine, adică să fie puși în părerea în afară de proiect, n-ai ce să-ți dai. Nu vine nimic să-ți fac ceva în plus. Cel mai rău caz, să urmăresc să... S-au mai făcut rânească proiectare de la proiectare și s-au venit cu lucrurile. Cu mod de renunțare și suplimentare, da. S-au încadrat în același limit de putere. Aceeași sort. Cu chestiunea asta sunt de acord. Da. Vă mulțumesc frumos. Mai e cineva? Vreau, vreau să mai întreb și eu domnul ceva. Situația băncilor date anterior, astea vorbești la instituție, am înțeles. Cele care sunt în curțile cetățenilor, ce se face cu ele? Care e procedura de a le scoate la poartă? Cine își asumă chestia asta? Au fost date... Da, anii trecuți. Soluția ar fi ca primăria să-i impute banca nu. Și nu s-o plătească dacă o păi tot, deci da. Nu, aveți o evidență? Deci și cine ar trebui să o aibă? Domnul Roșan, dacă ați fost domnul administratorul, este, nu știu, domnul
Da, da, sunt sfidători că sunt care le țin în curte. Acum, dacă parafrazez, știți că pot să spun eu ca pe cale. Da. Și pe cale, dar și în tot cuvinte și pe cale, chiar la atribuții. Și eu dar și el avem... Nu, dar... Și administrator. Dar este... Trebuie să știți, în calitatea din viceprimar care ați avut-o mandatele trecute, să știți. Păi și dacă n-am avut sub voie să distribui băncile, de unde să dau? N-ai avut voie? Adică au fost repartizate la domnul administrator. De unde să știm eu ce repartizat domnul administrator? Dacă luai... Avea niște. Avea niște. Ideea e că mai contează. Important e cei care sunt și spiritul civic să le scoată... Putem să mergem noi băi ai bancă, hai scoate-o la față. La cuvânt. Da, cu așa e, eu evident. Lăsați cineva, cred că și la contabilitate de foduri, este, nu există. Le ține în curte, nu ține în față, trebuie să-l vedem. Dar astea mai bine pe 46, unde vreți să le puneți cu o roabă de balasă și beton. Eu le-am să-ți la procesat, dar să-ți vină să o iei înapoi. La instituție, să pun în beton, să pun în față. Cred că la instituție e cel mai ok ca să punem aceste bani. Stați-le, o înțelegi. Dar și aia, decât scoate afară, și aia care sunt și le vedem, să ne scoate la... Domnul Ministru, 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 domnul 400, 3 spiri, în jur de 400 pisate. 400, de exemplu... Aici? Nu, 100, pardon, 80... 80 ceva, 100. Da, spuneați de instituții, nici nu putem să îngrămădim la școală și la biserică, nu putem să îngrămădim, în rest, dacă e... Eu zic că dacă n-ai voie, Laurențiu, decât să stârnim lumea și să dăm la unul și să vină bulug și la celălalt să dăm, dăm... la instituții unde avem nevoie și restul le mai ținem de rezervă și o să găsim loc să stați să o să le instalizăm. De exemplu, la Pralea, dacă mai mergem 2-3 ori, am fost într-o seară, într-o zi, glumă, pe cel și cu poliția comunitară, dacă mai mergem de câteva ori, sunt locuri care cândva erau lor de gunoi, le putem transforma în locuri de creieri. Dar să fie o curățenie de tot și de acolo, cineva care să răspundă în locul ăla. Și când omul, dacă îți dai o bancă, o să fie mulțumit, că îi pui o bancă aproape de casa lui acolo. Dar, vedeți, trebuie să analizăm fiecare poți, fiecare loc din sală. Intenționăm să facem acel test săptămânal. Și e normal să acolo să ne trebuiască 20, 30, 50 de bănci. E normal și trebuie să le... Nu că să le păstrăm. Avem, nu ne apucăm acum de dată. Unde este nevoie, duce. Mai este la școală, la biserică, la... Unde? Nu? Nu. Cred că e ok. Dar nu, mai, nu le mai trimiteți la cineva și cine știe pune așa. Nu, 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 eu, domnule primar, mulțumesc pentru faptul că ați achesat la propunerea Comisiei de Cultură în legătură cu monumentul funerar, monumentul de la Pralea. Vă informez că Comisia a propus administrației locale, Comisia de Cultură, ca aniversarea 100 de ani de la Marele Bătălii din partea a doua a primului război mondial, august 1917, să fie marcată cu un monument, respectiv un crucifix de un înalt de 1,80 m, pe un socru de 1,60 m, pe 1,40 m, cu alee corespunzătoare. Urmează ca domnul primar, împreună cu o parte din consilieri și cei interesați să se deplaseze la Pralea pentru stabilirea locului cel mai bun pentru amplasarea acestui monument. Data pentru care optăm noi este 15 august 2017, în funcție de, și de propunerea dumneavoastră, data se poate deplasa mai înainte sau după 15 august 2017. Dar marile baterii au fost între 6 și 16 august 1917. Între 6 și 16? Cum? Între 6 și 16. Da. Adică toată luna august, dar atunci au fost intensa, bătării intense și mai ales că pe 3 septembrie moare Caterina Teodoroiu la Pralea. Dacă n-ați mai zis, numai un pic bun, ca să vă vede dată. Avem o propunere de la cei din
de la biserică, de la Părintele Protopop, de la armată, de la Liga Eroilor, sau cum se numește? Cultul Eroilor. Așa. Pe data de 28 august vor să vină la Căiuți un număr de 130-150 de cadre militare din București, de la toate scursale de armată, adică aviații, pompieri, toate armele, pentru să facă un eveniment la monumentul de jos de la Căiuți. Aia e altceva. Propunerea mea și cerem părerea și noastră, această cruce trebuie făcută o zurbă, o simțire, cred, la momentul... Asta de la Pradea? Da. Categoric. Să fie în aceeași zi, având în vedere că avem și atâta armată și, și va fi foarte marcată, adică să va vede și presa și va fi și presă, da, și... Da. Programul împărțit cumva, se poate merge și după parte și e normal că va merge și... Eventual început chiar de la Pradea și cum vor să fie... Domnule consilier, domnule primar, n-am nimic în poziție. Și... Deci programarea pentru... s-au făcut de acum. Să fac de acum, în cer acceptul, dar pe data aia, data stabilită de... Îți pare că e în luni așa, nu? În luni, da. Că marți e 29, iar mă rog. Da. Iar mă rog și o jumătate de... Își merge, își vede de drumul lui, de desfășurarea lui. Asta e înainte, este bine. E o săptămână, știu ce mi-e bine. Cum e și părerea? N-am nimic împotrivă. Așteptăm de la domnul acesta, executant Adrian, de la Marmura de Jos, macheta de placaj, să vedem cum arată și vă invităm să vedeți și o să... noi vom amplasa crucea aia acolo mai devreme, că trebuie făcut o leacă de șantier, trebuie dusă cu grijă, nu să-ți farme. Trebuie un pic de alee făcut de până la... ca un monument, așa, care trebuie să se respecte. Și sfințirea o facem pe 28, așa cum spune domnul primar, dacă are... 23 de ani. Nu, la niște dimensiuni ai lumii... Toată strălucirea aceasta a ceremonialului. Dar mai am o problemă, domnul primar. Pe data de 14 aprilie, anul ăsta, deci peste două săptămâni, se împlinesc 560 de ani de la urcarea pe tron a lui Ștefan cel Mare. După a doua bătălie de la Warwick, 14 aprilie, a fost uns pe, la directate de Teoctist, domnitorul Moldovei. Noi avem un monument care a fost construit de Ștefan cel Mare pe la 1495-96. El, săracul, a rezistat aproape 500 de ani. Noi, vecinătățile acestui moment, n-am prea grijă de vegetația din prejur. Aș avea o rugăminte. Am vorbit și cu școala și am vorbit și împreună și să mergem până la Negoiești să vorbim cu primarul clase. Să-l capacităm și pe dânsul, să, că e pe, cum să spun, pe ambele teritorii, și pe Negoiești, și pe Ștefan cel Mare, și pe Căriți. Dar trebuie făcut o leacă de curățenie acolo, trebuie defrișat, trebuie adunată vegetația de acolo, trebuie făcut, nu știu, dacă e timp să se planteze ceva, niște pomișori, ceva, să fie, să se vadă că e o leacă proaspăt și e o leacă... Școala este în săptămâna ultimă de școală, vor lua vacanță vineri, pot să luăm două microbuze de la noi și două microbuze de la Negoiești, ne întâlnim acolo să cânte două cântece Ștefan Domn cel Mare, două poezii istorice. Dacă considerați că se poate face și un tedeum acolo, nu e rău. Și dacă considerați că se poate depune și eu o corană cu făr, iar nu e rău. Poate cu lucruri din astea așa ceremonioase, mai apărăm și noi pe la vreun ziar. Ne mai pomenește și pe noi. Oricum, genericul, toponimicul comunei acestea Căiuți este unic în țară. Și se leagă exact de caii lui Ștefan cel Mare folosiți în bătăliile, multe, 38 de bătălii din 40 câștigate.
Probabil că și oneștenii vor să facă ceva, și borzeștenii vor să facă ceva. El este născut în 1633 la Borzești și a murit la Suceava. Da. Dacă sunteți de acord cu treaba asta, Mara, deci cu amenajarea locului de acolo. Și anul trecut. Acolo din 1 de 2 iulie, da? Acolo s-a comemorat, acum e sărbătoare. Monumentul acela a avut, vă spun eu, că este făcut de Ștefan Damian, vecinul meu de peste drum. Monumentul ăla a fost făcut în 1957, la 500 de ani de la înscăunare, și avea un bust, capul lui Ștefan cel Mare, cu plete, cu corană. Cine l-a luat de acolo? Nu știu. Ai spus de mult, eram copii când nu eram acolo. De mult dispărut. Nu, nu, n-a fost acolo? A, ăsta era un precum 40 de ani dispărut. Și cred că dacă s-ar putea până atunci să pună o placă, să scrie măcar Ștefan cel Mare, 1557-1504, că spune domnitorul meu. Dacă îți bani, îți face și bustul. Rabil. Apoi mai... Face mai da, capitolul cultură cam stă să exploadeze la buget. Bun, consider că e închis, mai vrea cineva să vorbească? Doriți să vină doamna contabilă? O pauză. Pentru luni, să vă prezinte ceva astăzi? Să citească fiecare proiectul și luni, venim...